Salut tuturor, eu sunt Alin și în videoclipul de astăzi vom călători, oameni buni. Nu vom călători oriunde, vom călători în două cele mai importante orașe din țara noastră, adică Cluj-Napoca, iar în cealaltă direcție Bucureștiul. Și vom lua câteva elemente din fiecare oraș pe care am putea să le comparăm, cum ar fi parcurile, hotelurile, străzile chiar. Chiar designul clădirilor, să vedem care oraș este mai modern. În mirifica noastră călătorie vom lua un bilet de tren, care costă în jur de 200 de lei maxim, dar aproape deloc scump. Un micuț bagaj, ca să vedeți un dita mai ghiuzdanul plin. Primul oraș pe care îl vom vizita este faimosul Cluj-Napoca în direcția respectivă. Bă, dacă vorbesc încet sau bâlbâit, scuzați-mă, dar sunt singur aici și foarte cringe să vorbesc singur. Plus că probabil mă mai auzi și alți oameni. Ok, prieteni, acesta este și Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din România. Cer mii de scuze că aici trebuie să-mi pun vocea pe fundal, însă cam nu este frumos să filmez la un hotel unde sunt și mulți oameni, pentru că nu sunt o persoană nesimțită, așa că aici o să filmez doar cadre și o să vorbesc pe fundal, exact cum auziți acum. Hotelul acesta este unul care costă în jur de 400 de lei pe noapte. Și da, la cum arată, eu cred că automat îi dăm nota 10. Că designul interior, la cum îl puteți vedea, este destul de luxos. Și care sunt filmate chestiile astea, este 20 septembrie, oameni buni. Bă, în ceea ce privește mâncarea de la Cluj, pare destul de delicioasă și să știți că în momentul ăsta mi-e foame. În momentul ăsta în care fac montajul video. Ce e super mișto de admirat la Cluj-Napoca este traficul, bă, cât de cât civilizat, adică, pentru că știm cu toții cum sunt românii în trafic. Însă mi-e frică de București, pentru că din câte am auzit eu, traficul din București este puțin cam agresiv. Însă da, traficul din Cluj merită să spunem nota nouă. Puteți remarca cât de pline sunt trenurile CFR și nu-mi place să fiu într-o mulțime de oameni. Ok, prieteni, am ajuns în camera de hotel din București. Bă, și o primă impresie ar fi faptul că această cameră este cât de cât ok. Baie, un dormitor, un televizor destul de ok. Bine, dar având în vedere la cât de mult mă uit eu la televizor, cred că n-ar trebui să-și facă probleme personalul hotelului să plătească mai mult la curent. Iubesc ceea ce se vede afară. Bun, însă vom vedea cum vor fi următoarele 4 zile, le 4 zile aici la hotel, iar apoi îl vom evalua cu o notă. Recepționerea a fost destul de drăguță. Ok, hai, nu vă mai plictisesc, pentru că după un drum de 15 ore am și eu tot dreptul să mă odihnesc, ok? Ok, pa! Deci de drumurile din București habar n-am cum sunt, pentru că e prima dată când sunt aici. Am remarcat aici în București, față de Cluj-Napoca, poate observa un fel de mozaic al clădirilor, adică clădirile foarte vechi sunt combinate cu... Asta nu este deloc o aluzie, că nu-mi place, dar nu știu ce cred despre asta cei care se ocupă cu planul unui oraș și cu estetica. Dar Cluj-Napoca, în ceea ce privește clădirile, sunt mult mai moderne și cele moderne așezate lângă cele moderne și... cele vechi lângă cele vechi. Un mic sfat, dacă v-ați luat recent permisul de conducere și sunteți începători, nu vă recomand absolut deloc să mergeți în București, pentru că traficul de aici, da, cum m-am așteptat, este unul oribil. Șoferii claxonează efectiv cu 10 secunde înainte să se facă semaforul verde, oameni buni. Să nu spun că cu mașina cu care eram era să fac accident de vreo 2 ori pe o lungime de doar 5 km. Ok, bă, ne mai rămâne un aspect de comparat între restaurantele. Singurul noroc pe care îl mai avem este faptul că în momentul în care ești cazat la un hotel, încă îți este permis să mănânci într-un restaurant. Așa că hai să comparăm și mâncarea
între Cluj-Napoca și București. Iar asta este, presupun, o masă obișnuită dintr-un hotel din București. Foarte drăguț că încearcă să copieze mâncarea din Transilvania, din Ardeal. Dar asta nu înseamnă că mâncarea din București e rea, nu pot să spun că mâncarea e rea. Ok, bă, gata și cu mine în vacanța din București, este timpul să ne întoarcem acasă. Este ora 11:30 noaptea și în 10 minute am trenul, așa că ar trebui să mă duc pe peron. O să mai și întreb niște oameni dacă e linia corectă, pentru că sunt foarte multe linii pe aici prin București. La 7:30 dimineața, n-am dormit aproape deloc azi noapte. Bineînțeles, CFR-ul nu este un hotel de 7 stele, cam după. Este concluzia, care oraș este mai bun? Cât ești de talentată pe scară de la 1 la 10? 8. 8? De ce doar 8? Ok, prieteni, acesta a fost și videoclipul de astăzi, așa că este timpul să ne facem și mirificul nostru outro. Așa că nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu lăsați un pumn gigant în butonul like-ul și subscribe la Liniuțu Decean. Eu am fost Alin și pa!